Good, Anton? Good? You like it? Yeah. Yeah? I want to see a smile. Ah, beautiful one. Tieta tap English. Bombardierilor, mai rapid decât cocoșul m-am trezit. Mai rapid decât cocoșul. De ce? Faceți legătura. Blue service. După cum bine știți, munca îi brățară de aur. Munca-i brățară de aur. După cum vedeți, brățară n-am. Dar ceas aurit este. Ochelari auriți sunt. Uitați cum stă lupoica. Mâncioar, tata s-o mânce. Pe fioroasa mea. Servez munca, îmi câștig banul. Că m-ați tot m-ați întrebat că, bă, tu ce faci? Tu nu faci nimic. Nu strântor. Le am eu pe mele și când mi se ivește ocazia, oconașul merge și la muncă. E drept că nu-i muncă brută, dar e brută în sensul că cu festivalul, cu ăsta sunt multe persoane băgate în priză, aburiti de aburii alcoolului și să nu continui lista, care trebuiesc stăpânite și aduse cu picioarele pe pământ. Să nu rupă gardul, să nu se cațere pe nu știu ce, să nu se bată și să nu se fure. Oconașul-i prezent ca și vulturul, ca și melodia, nu mai știu a cui, Sorinel Copuștiu, stau ca vulturul pe stâncă. Oconașul stă ca lupul. Ca lupul stă pe stâncă și urmărește. Asta e ce asta? Sâmbătă. Da, sâmbătă. Am fost de miercuri însă la lucru. Deci 5 zile, asta e ziua cu numărul 4. Vă filmez doar acum pentru că n-am știut ce trebuie, cum trebuie. Știți la ce mă refer, am lăsat câteva zile să treacă, să văd care e situația. Că nu poți să te comporți la un loc de muncă ca și cum ești pe stradă sau chiar că dacă ești tu nu știu cine, tu să faci regulile sau să nu le respecti. N-aveți cum să faceți așa ceva, bombardierilor, trebuie să ne adaptăm regulilor. Ca să dăm dovadă de oameni serioși, capabili și de încredere. Că un om ce respectă regulile, înseamnă că e un om de încredere, zic, într-un loc de muncă sau așa. Și vedem, poate suntem promovați. Până una alta vă dau vestimentația. Să nu credeți că dacă mă duc la lucru, știu eu, nu s-a atent la vestimentație. Niciodată nu se întâmplă așa ceva, să mă prindeți pe picior greșit. Ha? Are o conașul vestimentație. Gucci. Am niște colegi de lucru, oi, prietenii mei, de când sunt mic, văr de-a meu. Deci sunt într-o ambianță plăcută. Ca și în liceu mă simt cu ei, facem schimb de sandvișuri. Ne împărțăm una alta, bani, când prinde unul, că vine aia de la promoții. O venit de la gumele 5. I-am zis, nu vă supărați, domnișoara, trebuie să veniți la un control. Că ni s-o dat prin stație că sunteți purtătoare de explozibili sau alte substanțe. Au început să râdă, au zis, uitați, nu vin niciunde, poftim gume. Și le-am împărțit între noi, bang, că suntem fiecare pe alte posturi. Fiecare are câte o scenă. Doi la o scenă. Da, vă arată oconașul. Vă arată oconașul. Am pus eu să avem pe parcurs. Și bine că ne mai dau ăia de la standuri. Mergi acolo și zici, fă-mi, dă-mi, fără bani. Băieți buni.
Ti ți-am schimbat ruta. Bineînțeles. Mere cu ni, vine eu la hai. V-am zis că am niște colegi extraordinari. Extraordinari. Vedeți, nu vă lăsați ăsta că-s frumos, că-s foarte fioroși când trebuie. Când trebuie fioroși. Looking down from the heights that we have built all by ourselves. And there is fear of the unknown, but we cannot lose control. And we feel like the world is against us. We're trying to find ourselves without our defining words. We can't lose our hold on to what only makes us hurt. We cannot sink into the Bye-bye.
parte. Uite, acolo o să ia ce fumează cea mecanie. Cu bombardierii pe poziții. Dați să vă arăt. Ce-ai păliat? No, vă dați seama când bagă luminile. Uitați până unde era lumea, până în capătul ăla. Vă arăt după aia cum o călcat florile. În bajocură unde scrie nu călcați florile, nu le-o călcat. Zic pe lângă semn. Dar restul o devastat. Ochii de lup. Fiți atenți. Vedeți unde scrie? Nu călcați florile. Nu scălcate. Uitați în jur. Deci așa să vă gândiți că aici ieri era înflorit nic. Cum e aici? În partea asta. Vedeți? Numai cum n-au vizibilitate oamenii, bang, către scenă și s-au pus acolo în față, o devastat. O devastat. Sticlele de apă sunt la ordinea zilei. Să se hidrateze oamenii.
Deci atâtea firme. Ui, ce muncă grea au ăștia. Nu, ui, bai. Ce să păză ăștia, mă? Doar așa găsit unghiul. Vedeți că ăștia au atestate. Și-o găsit unghiul profesionist de aici, banc. Exact. Scena trebuie păzită. Ce... Uite, el 45, el 125. Unghi. Mai ziceți că nu sunt artist? Hă? Că și ăștia de la Antold, mă, ștanțează. Dar nu știu ce-i. Nu știe lumea ce-i. De... Nu, ce ai în mână, nu știe lumea ce-i. Ochiul magic. Mulți, dar puțin pricep. Ne-au servit meronul cu o cafeluță. Ia uitați. No. Să stai dimineața aici, buf, în hamac, te trezești, muzică. Aș trăi într-un festival non-stop. Fain ambientul. Mergem să vedem ce face colegul. Pe poziții, pe... Bă, da, foarte mult, foarte mult de muncă și foarte mult organizare, activitate. Atâtea firme au venit acum la Antold. Fiți atenți cât au buget. Pe 4 zile, cât pe perioada festivalului, Antold are buget de 50 de milioane de euro. Gândiți-vă, 50 de milioane de euro, câți bani se învârte aici? Știți cum s-o calculați? Câștigul mediu la loto e de 1.200.000 de euro. Și ăla care câștigă se bucură și intră în istoria României. 2 milioane, apoi aici 50 de milioane. Încasări pe zi și ăsta nu mai zic. O bere 9 lei. O bere 9 lei. Faceți calculul, cam cât timp să asamblează. Oconașul are acces de artist peste tot, fiindcă e artist. Are și securitate, îs armat. Îs uns cu tăti alifiile. Oconașul, mă! Gândești că e din Ghost Rider? Supervisorul, calul peste care nu poți să treci de cuvântul lui nici de ești. Nici de ești balaur, mă. Te doboră că e armăsar. Ia uitați, statură. Capitane. Te salut, prieten. Cu respect. Ce caleașcă are, mă. Deci fiți atenți că la Electric Castle IPA TV aici e pe moped. Power scrie la numere, mă, ca să așa. Power scrie la numere, yo. Una. Pentru arsuri, aveți ceva? Hidratant. Și mă vindecă? Da, pentru arsuri, la farmacie. Mulțumesc, mă. A, nu chiar așa de grav. Foarte drăguțe, doamnele de la Sensiblu. Ciupim, tă, ciupim câte o cremă, câte o... până ajungem la o pălărie, a? Până ajungem la o pălărie. O umflu. Bună, nu te supăra, te văd, doamnă mai finuță, îți ofer o cremă hidratantă. N-ai nevoie de hidratare. Pentru de seară să fii hidratat. Tentativă, bună, bă, te văd o fată finuță, nu? Vezi, pe lângă că e finuță și are și vorbele dulci. Și gleznele subțiri, cum îmi place mie. Alea cu glezne subțiri să le căutați. Căutați-le la glezne. Vom fi în fetelor în timp ce vă faci ceva. Cu bombardierul. Reprezentantul Coca-Cola și alte domenii Red Bull. Cum să nu? Getting shot, there's something greater than ourselves. We might switch paths.
frumoasele, vezi, e frumoasă. Ia. L-a prins ogonașul. Ha? Asta e de pe Dragon. Sunt timp 180. Transmite-i, te rog eu frumos. Tata Nelson, din partea proiectului Style Price, îți transmitem salutări ție și tuturor abonaților tăi. Iar astăzi îl avem aici pe bombardierul tău, care am uitat ceva, Da. De la Gucci. Și ca să-ți mai zic ceva pentru, dacă tot transmiți așa și ăsta, normal. Ca să am forță de muncă și chef, sport, da? Cum umblu eu? Normal, cu banul, cu salarul care ar trebui să mi-l dea ei. Deci cât ar trebui să iau pe zilele astea de lucru, eu umblu ca să mă motivez. Corect, corect. Să fiu mai în vână. Poți să ne spui atunci de cât bani ai nevoie pe lună ca să te simți așa, confortabil, să fii un bombardier adevărat? Ca să fii bombardier adevărat? Da, normal. Nu trebuie să strângi extravagant de mult sau așa, nu. Nu știu să-ți dau o sumă. Nu știu să-ți dau o sumă că tu faci manevră de mă ia anapul. De unde ai bani? Nu te ia anapul, că nu. Sunt de mai. N-ai. Să zicem un 50 de lei, dacă ai mașină, un 150 de lei pe zi. Că mâncă, îmi mânc audiu. Mai, mai bagi și la pariuri și îți iese suma. Nimerești, numai acolo nu mai dau, că zi, zilnic au început campionatele. Fain, fain. Ne spui, te rog, și ceasul? Mai, cadou de la mai data, trebuie sau? Prezentare. Data mi-a dat de la Tower, ăsta e pe munca și pe smuta mea. Mai am încă două acasă, îmi plac ceasurile cele mai frumoase accesorii pe mine. Și pentru un bărbat. Exact. Adică, asta e cel mai important. Așa, așa, uite. Normal, port Philip, Philip Play. Am zis să fiu nărăvaș și să iau căluțul Raptor. Alo, bombardierul. Mersi, fain. Și să ne dai, te rog, contul tău de Instagram. Să cum acolo ne vezi următoarele zile. Te rog, eu nou, dau și like. Ia, pom. Așa. Ia, pom. Oameni buni, dacă vreți să vedeți un pom stilat, corespunzător. Ce mă face că mă umplă? Așa mă șur de-a pâța. Da, mă. Așa-i faci tu, papa, la televizor. Omăr tata în Turcia să mor, îmi fac așa când sunt întorc și mă sparge. Mă bagă pe mine în cușcă. Nu e acasă. No, plecat în Turcia. E de când ești omul, evident. Da. O vacanță corespunzătoare, o la pâța sau nu la pâța? Mi-o arăt lăsat 1000 să o tratez eu. Dar știi ce n-am înțeles? În ultimele video văd doar o pâță. Unde e a doua? Ăla la tipă pușcărie, la cineva acasă, că e foarte obraznic. Da? Da, l-ați dat mușcă, regim, da, l-ați dat de liniște, deci sunt tot în și trei spații. Și mai durează mult până ne vedem, sau nu? E frecangiu, nu ridică. N-o pizza nu-i dă? Nu-i dă trup. Pizza atenți că-i dă cu mare veverița pe anca, dar trebuie să o ridice. Așa, și el nu poate. Nu ridică, îi dă tot în coloană. Din... Cred că o doare coloana și... O doare, săraca. Pare bine că aveți grijă măcar de pâță și l-ați dat un pic la... Da. Așa, la rece, ca să... Și revină un pic, nu? Da, mai o lună de exil. Mersi mult și succes, bine în seara aceasta. Da, mă duc, mă schimb, faci duc, dar realizator, te odihnești. Adevărat. Mersi. Te rog eu frumos, mai zici odată. Stai că am văzut ceva, Ia, să fie ceva aici. Tatuajul, dacă ne spui despre... Să nu cu o mână, să nu umbi la tatuaj și cu aia la altă, să marci din borsetă. De ce am în borsetă? Nu fi periculos. Da, da. Ce semnifică tatuajul? Și de la ce ai vrut să-ți tatuiești anume acest tatuaj? Îi iubește așa cum sunt de pe toți. Normal, adevărat. Bine, acum transmitem ceva în ochiul băului. Asta ai vrut să facem. Mai prezintă-ți odată canalul. Canalul se va numi Style Price. Ne urmăriți acolo, dați like la video cu bombardier, la următoare video follow. Și neapărat la toate canalele lui tata Nelson. Eu îl urmăresc deci, era de mult. A fost mai bandit ca mine, că și eu am vrut ceva pe tema asta, numai eu mă mai extind la ăsta. E mai facem bandit. Facem și o colaborare, nu-i problemă. Nu-i problemă de război. Aoleu, 20, am zis 40, eu că m-arde la geantă, dar vă că m-arde pe acte și pe colaborări. Peste tot. No, îmi pare bine și chiar îs fericit că am văzut. Că te-am văzut măcar pe tine. Stai că tu l-am văzut pe mașina așa mai mult, dar nu mă bagă în fața mașinii. Că nu, stai, nu se trage, nu se trage, el intră pe să oameni. El nu-i bucaci, cum o zis, că nu dintr-o parte, merge prin... Are bară rezistentă la mașină. Adevărat. No, mersi, mulți, să-mi dai pe Instagram. Neapărat, îți dau text.
V-am pupat, ceau! Mimo Shaolini! Ai scos sabia? Nu stai așa! Stai așa să ne duelăm! Stai să ne duelăm! O băgat, o băgat, o lalo, vedeți că-s periculos! Bandito con asta. Eh? No, no. Pe asta o să fac, hai, dați-mi 5 minute pe alea principală. Auzi că se împart, ce-i periculos e ăsta? Băi, ce viață duc? Băi, ce viață duc? Noi la păru are mușcătură de rechino. De rechino are. Colegul, totul regulă aici. Zona e asigurată, totul, totul. Vezi, coconașul e artist. E artist pe 2 roz, nu pe 4. E numai 2 în 3, nu 3, 4, ca la ăștia cu poliții. El într-una mă filmez și pe internet postez. Lasă-mă nevasta mea să-mi fac eu damblaua, să-mi fac filmările, facă-ți puturelele. Eu sunt Nelson Mondiano, mă cunoaște tot Arardul. Tu toți îmi știu nebunia, unde se descomunii. Iauzi, bă! Eu sunt Nelson Mondiano, mă cunoaște tot Arardul. Tu toți îmi știu nebunia, unde se descomunii. Una de mă enerviază, gata o vandalizează. Pe Facebook nu îmi luam seama că vă dă blocaj liria. Pe toate eu fac la larga,
știi și voi că cu patata. Eu sunt Nelson Mondial, mă cunoaște tot Canardul. Cu toți îmi știu nebunia, veseles România. Eu sunt Nelson Mondial, mă cunoaște tot Canardul. Cu toți îmi știu nebunia, veseles România. Cunoaște tot Canardul. Cu toți îmi știu nebunia, veseles România. Eu sunt Nelson Mondial, mă cunoaște tot Canardul. Cu toți îmi știu nebunia. Voi ăsta care nu vă cunoaște, vă recunosc în direct. Că-s Nelson Mondial, perfect. Eu sunt Nelson Mondial, mă cunoaște tot Canardul. Cu toți îmi știu nebunia, veseles România. E tata! Azi am aprins camera și eu țin păliana. Pe într-una mă filmez și pe internet postez. Lasă-mă nevasta mea să-mi fac eu damblaua, să-mi fac filmările, facă-ți futurelele. Eu sunt Nelson Mondial, mă cunoaște tot Canardul. Cu toți îmi știu nebunia, veseles România. Eu sunt Nelson Mondial, mă cunoaște tot Canardul. Țineți minte acum seara trecută că v-am filmat florile cum erau acolo, numai pe lângă semnul ăla mai erau, lângă Nu Călcați. Panseluțe, ghiocei, vă arată Oconașul, panseluțe și ghiocei. Aici era înflorit, nimic nu era atins, tot frumosul. Bang! Ca și după Hiroshima. Exact ca și după Hiroshima. Și ce sunt astea? Semne că s-a distrat lumea. Semne că s-a distrat lumea. Cum am îmbrăcat astăzi? Am asortat fosforescentul cu fosforescent. Aștept să se deschidă standurile cu mâncare că-s leșinat. N-am nici forță să vorbesc. Nu știu ce-i cu mine, dar foarte rău fac la mâncare în ultima vreme. Salvați! Uitați ce pofte are vărucă, două șoate. Două șoate! Nici nu le mai învârtește, numai pop. Vă las că n-am forță încă. N-am forță să fac clipul. Am iubit oameni și eu la viața mea. Am iubit oameni cum nu se mai putea. A tot, toată lumea cu
mine, ești falsificată, ești perversă, mă. Poate după stradă, ești după capota, ești perversă, mă, ești falsificată. Poate după stradă, ești o vagabondă. DJ Bombardier. Bineînțeles, Oconașul, prezentabil. Cred că exagerez, cred că deja exagerez cu Philip Lay. Mi s-a zis că exagerez. Nu, ăsta le dau dreptate, da, exagerez, îmi place Philip Lay, asta este. Oconașul, vrea să vă zic unele lucruri. Bombardierilor, când mergeți la un festival, nu exagerați cu băutura, nu vă atingeți de narcotice sau de știu eu ce prostii. Nu bezi din paharele care vi se oferă. Nu încercați lucruri ce vi se oferă. Puteți să vă distrați, vă zic eu și vă garantez, la fel de bine, ba chiar mai bine, fiindcă toate lucrurile ce le luați, narcotice și puii mei, noaptea sunteți high,
ziua sunteți low de vă plângeți în pumn. Deci, pe lângă că până ce adormiți sunteți devastați, a doua zi sunteți devastați, vă dați peste cap organismul și pierdeți foarte mult. Mă refer la condiție fizică și sănătate. Oconașul bandit, care știe despre ce e vorba, nu are rost să explic. Pentru cei care nu știu despre ce e vorba, cu asta am acces exact lângă artiști. Bombardierilor, acum s-a întors Oconașul de la Untold. De ce fac filmarea asta? Pentru că am precizat că pentru a te distra la festival nu trebuie să consumi alcool, nu trebuie să consumi știu eu ce nebunii, trebuie să îți dai tu energia și să emani forța din tine. Să, cum e specificul de anul ăsta? Păi mă, la mine se referă. Lupul. Auzi ce o sună. Spiritul lupului. Asta e, m-o studiat, m-o ăsta și anul ăsta e în top. Anul ăsta o să evolueze și o să puște. Bombardierul de dă pe afară. Și așa s-a ajuns la spiritul lupului. Ora, șase dimineața, fresh, de parcă acum m-am îmbrăcat să mă duc la Untold fiind ora 9. Ce s-a afectat numai urechile, de-aia vorbesc un pic mai ciudat, că te paradește. Încă ceva foarte important pentru festivalieri. Dacă vreți să faceți colecție de la fiecare an, brățara, cum că ați fost, cum că ăsta, nu vi le puneți pe mână. Asta e cartier. Asta puteți o țineți pe mână cât vreți voi. Nu le țineți pe mână până vi se umple un an, doi, trei, că o brățară din material de ăsta, pe lângă că se murdărește, e și microbiană. Adică microbii pe ea. Ați terminat festivalul. Oare cum să tai? Să tai așa? Sau să spargă ăsta? Ha? Să spargă ăsta mai bine. Vedeți că oconașul e de la Blue Service. E de la Blue Service oconașul. Nu, mai ce să... Și asta o puteți păstra ca și amintire. Bine, Oconașul e mai bandit. Are alte amintiri. Mă zic așa. Bang, frumos o puneți într-o cutiuță, în ceva, și vă lăsați pielea să respire. Nu o iritați cu surse de microbi sau alți factori patogeni. Prețurile de la festivale. Vă dau numai un exemplu ce mi-a atras mie atenția și m-a șocat. Era ceva de asta cu cartofi. Îți cumpărai un cartof, zic, ce era porția? Un cartof tăiat felii, ca și chipsurile, dar nu de tot. Jos mai era lăsat un strat cât să țină cartoful întreg, să nu se despartă chipsurile. Pus cu sos, mirodenii, spicy și sare, știu eu ce, piper, ardei, iute, cum ziceam. Fiți atenți, preț. 23 de lei. Deci un cartof de mărimea, așa, cât? 2 pumni. 23 de lei. Nu, ziceți-mi voi mie de 23 de lei câte chile de cartof cumpăr. Foarte mare exagerări, așa ceva n-am văzut. Au fost și tarabe, fiți atenți. Unde era coda cea mai mare? La noi, la Cluj. N-am luat camera acum să filmez. Deci dintre tătii nu ghiciți nici, vă dau 10 șanse. Nu la chinești, nu la Marti, nu la burgeri, nu la... La Fornetti. La Fornetti era o codă mai ceva ca și la intrare în festival. Nu mă așteptam. Nu mă așteptam. Fornetti, felicitări. Ați distrus concurența.